Laudatio Iesus Christus. Bracucernici parinți, iubiți frați și surori, spuneam la începutul acestei sfinte liturghii că Duhul Sfânt, care iată astăzi am putea spune într-un mod cu totul și cu totul deosebit se revarsă asupra acestor frați ai noștri care vor primi peste câteva momente această taină, este marele dar pe care Hristos, înviat din morți, îl face comunității de credință, îl face bisericii. Și despre acest lucru ne vorbește Sfânta Evanghelie. Ați văzut că evanghelistul Ioan spune că era după moartea lui Iisus, în seara primei zile a săptămânii. Deci, practic, suntem în acele momente solemne în care Hristos s-a înălțat biruitor din mormânt, a înviat din morți și apărând în mijlocul apostolilor săi, face un gest cu o semnificație biblică deosebită, suflă asupra lor. Și gestul este însoțit și de cuvinte: primiți pe Duhul Sfânt. Acest eveniment se concretizează astăzi pentru voi care primiți această taină, pentru că și asupra voastră coboară Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, așa cum foarte bine știți de la catehism. Duhul Sfânt, care este Duhul iubirii, Duhul Sfânt care sfințește viața noastră, sfințește viața noastră. Dar ne putem întreba, și sigur v-ați pregătit pentru acest lucru, care este și altă misiune, alt rol al Duhului Sfânt în viața noastră? La această întrebare răspunde atât de frumos Sfântul Apostol Paul atunci când scrie corintenilor, comunității creștine din Corint, și le spune: fraților, fără Duhul Sfânt nimeni nu poate spune Iisus Hristos este Domnul. Fără Duhul Sfânt nimeni nu poate să mărturisească că Iisus Hristos este viu, că Iisus Hristos a înviat din morți și că El trăiește în biserică, este prezent în sufletul fiecăruia dintre noi. Și această prezență a Duhului Sfânt se realizează mai ales primind această taină, pentru că primind sacramentul mirului, noi suntem pecetluiți
cu un semn de neșters, așa cum probabil ați văzut că scrie în catehism, un semn de neșters numit caracter. Suntem consacrați ca temple ale Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt prezent în viața noastră, sigur că intensifică viața noastră spirituală, viața noastră de credință. Dar în același timp, Duhul Sfânt, iată, ne ajută și ne inspiră să mărturisim că Iisus Hristos este Domnul, că Iisus Hristos este viu. Și mai face un lucru această prezență a Duhului Sfânt. Și pentru această lucrare noi l-am rugat pe Dumnezeu la începutul Sfintei Liturghii, în ceea ce noi numim rugăciunea zilei. Atunci când i-am cerut Domnului ca El, trimițând asupra noastră pe Duhul Sfânt, să facă din noi, în fața lumii întregi, martori a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Un creștin autentic este creștinul care se hrănește din Scriptură, din Evanghelie. Este creștinul care știe să se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu și nu numai să-l citească sau să-l asculte, dar și să-l trăiască. A fi martor al Evangheliei, înseamnă tocmai acest lucru, a da mărturie despre credința noastră, a nu ne rușina de credința noastră, a avea această forță să spunem, da, eu sunt creștin, eu sunt catolic și cred că Biserica Catolică este Biserica lui Hristos, fondată de Iisus Hristos, și că în această Biserică Catolică lucrează Duhul Sfânt, care este prezent și în mine și care are forța să transforme, să schimbe viața mea, viața fiecăruia dintre noi. Chiar și atunci când poate drumul pe care mergem nu este întotdeauna un drum al fidelității, dar deschizându-ne în fața Duhului Sfânt, El va ști să călăuzească acești pași ai noștri. Peste câteva momente, iubiți frați, candidați la acest sacrament, veți primi această taină despre coborârea Duhului Sfânt. Vorbește și prima lectură în ziua de Rusalii. Evenimentul a fost însoțit și de anumite fenomene ale naturii, vuiet, vânt, zgomot. Dar Duhul Sfânt, care vă va fi conferit peste câteva momente, coboară în liniște.
Gestul pe care îl face episcopul este simplu, dar cu o semnificație deosebită. Face semnul crucii cu uleiul sfințit pe frunțile voastre, spunând: primește pecetea darului Duhului Sfânt. Este ca un sigiliu care se imprimă în sufletul celui care primește acest sacrament. Și în virtutea acestui sigiliu, omul primește în același timp și forța să devină martor al Evangheliei, să-L mărturisească pe Iisus Hristos. Am înțeles de la Părintele Paroh că o parte dintre dumneavoastră vor face profesiunea solemnă de credință, așa s-a exprimat dânsul. Adică este vorba despre acei creștini care deja au primit acest sacrament odată cu botezul și este valabil, pentru că este un sacrament care nu se șterge niciodată. Dar iată că și acest gest al profesiunii solemne de credință se înscrie în ceea ce ne învață și ne sugerează Evanghelia și liturgia cuvântului. Pentru că prin gestul nostru simplu și acesta noi spunem: prin gest Iisus Hristos este Domnul și eu vreau să aparțin acestei biserici care este Biserica lui Hristos și vreau să mărturisesc adevărurile credinței. Nu numai să le mărturisesc și să fiu martor al Evangheliei, dar și să le trăiesc. Și pentru acest lucru, acum urmează un gest și acesta deosebit de sugestiv, și anume mărturisirea de credință. Mărturisire pe care, sigur, fiecare dintre noi, în anumite momente ale vieții noastre, o facem în mod privat sau împreună cu comunitatea. Dar de data aceasta o facem solemn, în fața întregii comunități, cu responsabilitate. Această mărturisire de credință a fost făcută la botez pentru fiecare dintre noi, dar nu de noi, în numele nostru. Și a fost și acela un gest cu o semnificație deosebită. A fost făcută de părinți, de nași. De data aceasta noi facem acest lucru, această mărturisire de credință, cu toată responsabilitatea, în fața bisericii, adică în fața comunității. Și de aceea vă invit, cu lumânările aprinse în mână, fiecare să-și exprime această adeziune prin credință la Hristos și renunțarea la cel rău.